Bună ziua tuturor! Îmi spune Mihai Apostol, sunt reprezentantul companiei VGB Water Technic. O să povestesc un pic despre irigare, fertirigare și sisteme anti-îngheț pentru pomi fructiferi, livezi de pomi fructiferi și mure. Compania VGB Water Technic este o companie olandeză, activează mai mult de 40 de ani în domeniu. În ultimii ani a început să activeze mai mult în Europa și în țările vorbitoare de limba rusă. Și mai mult despre avantajele fertigării. Fertigarea se spune că asta e irigarea plus nutrienții sau plus fertilizanții. Avantajele sunt o aplicare uniformă, o flexibilitate în aplicări. Din cauza flexibilității aplicărilor se reduc costurile și se programează să fie aplicată irigarea doar pentru rădăcinile copacilor. Sistemele noastre se construiesc complet automatizat, plug and play, în container. Ele se construiesc la noi în clădire. După asta se testează de mai multe ori înainte a fi, după asta se instalează în container, se mai testează încă o dată și după asta se trimit la terenul clientului, unde doar se conectează cu țevile magistrale și deja e gata de folosire. Cum începem un proiect? Pentru aceasta de obicei ne trebuie mai multă informație. În primul rând, cred că aș începe de la analiza apei și analiza solului. Asta ne ajută pentru să știm cât e de murdară apa, ce conține apa, ce substanțe chimice sunt în apă și pe baza asta putem să facem o recomandare mai stabilă pentru client. De obicei, pot să spun că Eurofinsul este o companie de analiză a apei și a solului foarte bună, care dă și recomandări pentru ce soiuri în dependență de analiză. Pe lângă aceasta vedem ce soi, ce fruct și în ce substrat. În pământ, în vazon sau supraterian. Ne uităm și la hartă, câte hectare, care sunt planurile de viitor și pe baza asta putem să facem un proiect. Pe lângă aceasta facem și proiectarea și desenul. Vine un specialist al nostru sau lucrăm cu alte companii terțe care face analiza parcelei. Pe baza aceasta deja avem aplicații speciale unde nouă ne arată, o punem și ne arată ce tip de țevi magistrale, ce fel de linii de picurare, care sunt dimensiunile, care să fie debitul apei și care este presiunea ei. Adică se face un proiect cheie sub parcela clientului. Pe baza aceasta avem și diferite tipuri de linii de picurare. Pentru fiecare linie de picurare se folosește pentru diferite soiuri, ca mere, pere, se folosește un picurător rotund, pentru a fine unul plat și pentru zmeură sau mure e cu stivuitor. Tipurile de linii de picurare sunt de mai multe feluri, grosimea foarte mult contează, cu cât e mai mare grosimea, cu atât e mai calitativă și mai greu se strică. Noi folosim două linii de picurare care se folosesc de obicei, asta e presiune compensată și presiune compensată fără scurgere. Asta înseamnă că liniile de picurare, după finisarea irigării, se închid, nu poate pătrunde murdărie, aer, nimic și apa rămâne în liniile de picurare, care face la următoarea irigare să se pornească deodată, dar să nu fie așteptare de 5-10 minute până apa ajunge la teren. Cum se udă cu liniile de picurare duble? După câte am văzut, în general, se începe cu linii de picurare, pe urmă, încetișor se mărește la mai multe. În Olanda, acum, proiectele se încep cu două linii de picurare pe rând, minim. Pentru piere se folosește 12 litri. În continuare, olandezii prognozează că o să înceapă parcelele cu 3 linii de picurare. Un pic despre cum lucrează sistema. O sistemă destul de simplă. Pumpăm apa dintr-un bazin sau un silos, după care se filtrează, se calibrează cu ajutorul senzorilor de pH și EC, conductivitatea electrică. Toată asta se monitorizează în aplicație, care se trimite și la aplicația clientului, și după care se trimite pe teren. Cam așa arată sistema noastră simplă. De la stânga la dreapta avem pompa de acid pentru scăderea acidului.
Lucrăm cu invertorul de frecvență, care ajută pentru manevrabilitatea pompelor, și pompa de apă și pompa de dozare a fertilizanților. Avem control dublu de pH și EC. Și toate sistemele astea sunt conectate la un calculator unde toate se poate de văzut prin aplicație. Lucrăm cu așa tipuri de calculator. În teren conectăm supapele electrice cu două fire. Doar două fire merg în teren, nu mai multe. Destul de ușor, lucrează cu decoder. Și totul se trimite la calculator și poate fi programat de la distanță. Cam așa arată aplicația. Putem seta mai multe programe, până la 16 programe și până la 240 de supape electrice. Putem să setăm practic totul, și pH-ul, și EC-ul, și timpul care trebuie, și din ce bac de fertilizare ne trebuie soluția. Pe lângă asta putem să conectăm și diferiți senzori, ca senzori de umiditate, senzori de mediu, care putem vedea temperatura, umiditatea, vântul. Pe baza aceasta putem seta calculatorul dacă a fost ploaie să irigheze mai puțin sau dacă a fost secetă mai mult să irigheze. Senzori de umiditate, aș vrea să pun accent și pe ei, că ajută foarte mult la teren. Toate datele acestea la sfârșitul sezonului se poate de uitat și de văzut care parcele au mai mult, unde le trebuie mai multă apă, mai puțină, cât de tare a evaluat copacul, și se face niște grafice unde după asta pentru anul viitor se poate de implementat mai multe soluții. Și avem, desigur, că de obicei punem doi senzori de umiditate la începutul rădăcinilor și la sfârșitul rădăcinilor. Pentru diferite tipuri sau soiuri se folosesc diferite adâncimi la senzori. Aici avem niște proiecte. Paukfrut, asta e un cercetător olandez care dă recomandări pentru mai multe tipuri de mure. Acesta e un proiect nou, Van Saulen, unul din cei mai mari producător de mure, care are și sub tunel și în seră. După care avem un proiect, unul din primele proiecte ucrainene, a început undeva 6 ani în urmă. Avem 50 de hectare de afine și un proiect de succes care activează chiar și până acum. Mai avem alte proiecte de afine în Europa de Est, 50-70 de hectare, cam așa lucrează, cu pompele de irigare. Două, dacă vedeți, acele roșii sunt stații, filtrele automatizate. Așa, mai avem și putem să combinăm sistema cu mai multe tipuri de produs, ca afine, căpșună sau... Am mai făcut și proiecte pentru 4 tipuri de mure în Europa de Est, unde la fiecare tip de mură fertilizatorul e separat. Lucrăm și cu universitățile din diferite țări. Avem în România, în Kazahstan, în Ucraina, în Olanda tot lucrăm cu Wageningen, care e prima universitate de agricultură din lume. Și pe lângă asta instalăm sistemele noastre la majoritatea pepinierilor în Olanda, ca Fluren, Verbeek și tot așa. Lucrăm cu silosurile de apă sau cu bazine de stocare. Și, desigur, că dăm și training și consultanță, adică după ce dăm proiectul în exploatare, mereu suntem la îndemână pentru a ajusta, a extinde și a face training la cum se repară, cum funcționează sistemul. Și lucrăm pe lângă aceasta cu Wageningen și Fruit Consult, care lucrăm împreună pentru recomandări mai bune și a face sistemul încă și mai bună. Vă mulțumesc!